Autoritățile sunt gata pentru sezonul rece. Administrația de stat a drumurilor a pregătit în 39 de depozite din țară peste 23.000 de tone de material antiderapant, dar urmează să mai procure alte 20.000 de tone de sare tehnică și circa 70.000 de tone de nisip. În această iarnă, pe șoselele naționale vor putea interveni 517 mașini și utilaje rutiere. Administrația de stat a drumurilor a mai anunțat că din cele 32 de camere video care monitorizează circulația rutieră, 29 sunt funcționale. De asemenea, în acest sezon rece, ASD va organiza pe 6 drumuri naționale posturi de remorcare a mașinilor de mare tonaj. Acestea vor fi amplasate în zonele aflate în pantă.